Vanity. Definitely my favorite sin. Secvența dintr-un film intitulat Pact cu diavolul a fost distribuită de Florin Câțu pe rețelele de socializare. Liderul PNL face trimitere la negocierile pentru formarea noului guvern, care au fost făcute din vanitatea altor persoane, fiind precum un pact cu diavolul. Anterior, în declarațiile publice, Florin Câțu a promis că va lupta în continuare cu PSD-ul. Voi monitoriza modul în care această coaliție va funcționa. Această coaliție este o coaliție pe care o facem, este un compromis pe care o facem în acest moment, dar nu este necondiționată. Socialdemocrații au câștigat în negocieri ministerele de forță și le râd acum în nas liberalilor. Iar PNL le-au mai rămas Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Energiei, Ministerul Educației, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Turism. Glume fac socialdemocrații și în partid. Bravo, Marcel, le-ai luat și banii de pe ei, i-ar fi spus Olguța Vasilescului Marcel Ciolacu între patru ochi. Împărțirea ministerelor a iscat scandal în interiorul PNL. Liberalii sunt nemulțumiți că nu mai sunt pe liste, dar și că PSD va prelua portofoliile importante. Mulți liberali au boicotat ședința PNL în care a fost validat acordul politic cu PSD și UDMR. Lideri importanți, precum Raluca Turcan, Dan Motreanu și Ilie Bolojan, au lipsit, în timp ce jumătate dintre cei prezenți s-au abținut de la vot. S-au votat împotrivă. Printre ei se află și Alina Gorghiu.